Rasa Pitbull Terrier. Origine și dezvoltare. Pitbull este un nume comun dat mai multor rase de câini din Marea Britanie și Statele Unite și au fost creați și dezvoltați special pentru luptele canine. Au fost creați prin încrucișarea multiplă a mai multor rase de câini și s-a urmărit să aibă forță fizică ridicată, musculatură bine dezvoltată și rezistenți la oboseală. Rasa Pitbull Terrier a apărut în secolul al XIX-lea în Marea Britanie și Statele Unite prin încrucișarea controlată dintre diferite rase de terier și bulldogi. S-a urmărit obținerea unui câine cu forță fizică mare, rezistență ridicată și agilitate, pentru a fi folosiți în luptele cu tauri sau câini. Primele exemplare de câini obținuți din încrucișări au fost numiți bulldogi terier și erau rezistenți la durere, efort fizic, putere foarte mare și loialist stăpânului. Acești câini au fost aduși în Statele Unite, unde au devenit populari pentru calitățile lor de vânătoare, de luptă și pază. Ei au fost folosiți la păzirea și mânatul animalelor. De-a lungul istoriei lor, sunt recunoscuți pentru participarea la luptele dintre câini, ceea ce a dus la diverse probleme și legi restrictive. Cu toate acestea, mulți proprietari de pitbull terrier consideră acești câini ca fiind loiali, afectuoși și devotați familiilor lor. Comportamentul unui câine este influențat în mare măsură de educație, socializare și antrenamentul de dresaj făcut de stăpânul său. În ziua de azi, încă se mai folosesc câinii acestei rase la luptele canine și de foarte multe ori sunt antrenați în atacuri asupra oamenilor sau a altor animale, soldate cu mușcături și răni. Datorită agresivității lor și deselor atacuri asupra oamenilor, soldate cu răni grave au fost restricționați în multe state. Din anul 1991, în Marea Britanie este ilegal să deții un pitbull terrier sau un alt câine care prezintă trăsături predominante, asemănătoare acestei rasei. Dar este posibilă creșterea unui câine pitbull terrier, dacă a fost înregistrat și îndeplinește anumite cerințe. Diverse state și teritorii din Australia au legi care restricționează sau interzic posesia de câini considerați a fi de tip pitbull. Canada nu are o interdicție națională pentru creșterea unui pitbull terrier, dar anumite orașe și provincii au legi locale, care restricționează posesia sau impun cerințe și reguli speciale pentru această rasă. Deținerea unui pitbull terrier este interzisă cu desăvârșire în Norvegia. Legea germană de asemenea interzice deținerea de câini din rasa pitbull terrier sau de alți câini care provin din încrucișarea cu această rasă sau alte rase de pitbull. Aspect fizic. American Pitbull Terrier este o rasă de câini de talie medie, cu musculatură bine definită și o înfățișare puternică și impunătoare. Masculii ating o înălțime la greabăn cuprinsă între 46 și 56 de centimetri, iar femelele sunt puțin mai mici, cu o înălțime cuprinsă între 43 și 53 de centimetri. Greutatea lor oscilează între 13 și 27 de kilograme. Capul este bine proporționat, cu frunte lată, cu ochii de culoare căprui, obliși și de dimensiuni medii. Botul este scurt, cu maxilar puternic și buze strânse. Culoarea ochilor poate varia, dar ochii de culoare închisă sunt cei mai obișnuiți. Unele exemplare pot avea urechile tăiate, în funcție de preferința proprietarului, iar altele le au intacte, sunt de mărime medie și purtate rareori ciulite. Are gâtul musculos și bine definit, cu un corp compact și bine proporționat, cu o linie dorsală dreaptă și un piept lat și proeminent. Coada este subțire și de lungime medie și este purtată în jos, cu o ușoară curbură de vârf în sus. Blana este scurtă, densă și lucioasă și poate avea culoarea alb, negru, roșu, maro, gri sau orice combinație dintre aceste culori. Picioarele sunt groase, bine dezvoltate, cu labe compacte mari și gheare scurte. Are o mișcare atletică, elastică și agilă. Comportament. Pitbull terrier este afectuos și loial față de stăpân și familia acestuia. Acești câini dezvoltă o legătură puternică cu proprietarii lor și sunt extrem de afectuoși și devotați. Este o rasă inteligentă, care se adaptează în orice mediu și situație și au capacitatea de a învăța comenzile rapid. Cu un dresaj bun și o socializare precoce, aceștia devin excelenți câini de companie și pază. Este o rasă plină de energie și entuziasm, care adoră să facă mișcare. Acești câini au nevoie de exerciții fizice regulate și de stimulare mentală, pentru a-și menține echilibrul și pentru a evita stările de plictiseală. O socializare începută din timpul perioadei de pui îi face să fie sociabili în diferite medii și în prezența altor câini și oameni.
este tolerant cu copiii. Dacă au fost educați în acest sens, totuși ei trebuiesc supravegheați când sunt în preajma copiilor. Această rasă este extrem de agilă și iubește jocurile interactive cu proprietarii săi și sunt atrași de jucăriile, care îi stimulează fizic și mental. Particularități și aptitudini. Sunt câini cu o forță fizică mare, cu musculatură bine dezvoltată, rezistenți la durere și efort fizic, care sunt moștenite din perioada lor, legată de participarea la luptele canine. Cu toate astea, ei nu sunt neapărat agresivi și periculoși, dacă nu au fost educați în această direcție. Ei sunt de multe persoane folosiți ca animale de companie blânde, afectuoase și jucăușe. Ei se bucură de activitățile de alergare, sărit și jocurile interactive. Se implică în concursuri canine de agilitate și frisbee. Datorită calităților de inteligență și capacității de a învăța rapid, sunt recomandați pentru dresajul de bază, exercițiile de obediență și chiar ședințe de terapie asistată de animale. Pentru că au o rezistență mare la durere și sunt curajoși în fața diferitelor situațiilor dificile care apar, ei pot fi antrenați pentru intervenții în situațiile de urgență sau de salvare. Aceste rase au fost folosite în trecut la vânătoarea de animale, la pază și la diferite activități din spectacolele de circ. Astăzi ei sunt folosiți la acțiunile de căutare și salvare, în terapia asistată de animale, pentru paza casei sau a unor obiective și ca animale de companie. Modul de îngrijire. Îngrijirea este importantă pentru o viață fericită, sănătoasă și echilibrată. Curățarea regulată a dinților câinelui se face cu periuță și pastă de dinți speciale pentru câini. Îngrijirea blănii se face prin periere regulată, pentru a îndepărta părul mort și pentru a menține o blană sănătoasă și lucioasă. Spălați câinele doar atunci când blana prinde un miros greu, pentru a nu elimina uleiurile naturale ale pielii. Verificați urechile câinelui săptămânal pentru a depista semnele de infecții, inflamații sau depunere de cerumen. Folosiți o soluție de curățare specială pentru urechile câinilor, achiziționată de la un magazin pentru produse de animale. Aceste soluții ajută la dizolvarea cerumenului și la menținerea igienei interioare a urechii. Înmuiați o cârpă curată sau un tampon de vată în soluția de curățare. Nu introduceți vată în interiorul canalului urechii. Ștergeți cu grijă zona vizibilă a urechii, evitând să ajungeți adânc în canalul urechii. Aveți grijă să nu zgâriați interiorul urechii sau să provocați iritații. După curățare, lăsați câinele să-și scuture capul, pentru a elimina orice exces de soluție. Curățați și ștergeți cu grijă, folosind o cârpă moale și umezită, în soluție specială, zona din jurul ochilor pentru a îndepărta depunerile de mizerie și nu atingeți ochii în timpul procesului. Tăiați ghearele folosind o foarfecă sau un clește special și evitați să-l răniți. Tăiați doar vârful ghearei, fără să atingeți zona cu vase de sânge, lamina unghială. La câinii cu gheare de culoare neagră, zona cu vase de sânge este mai greu vizibilă. Dacă câinele devine neliniștit în timpul tăierii ghearelor, oferiți-i recompense și încurajați-le să stea liniștit. Modul de dresaj. Educația unui câine se face printr-un dresaj făcut cu răbdare, pasiune și respect reciproc. Dresajul este bine să înceapă cât mai devreme posibil, încă de când câinele este pui. Pui învață rapid și asimilează mai bine comportamentul și comenzile. Folosiți întotdeauna recompensele, laudele și mângâierile pentru a-ți arăta satisfacția și să-l motivați să repete aceeași execuție. Evitați să folosiți pedepsele fizice sau metodele dure de dresaj. Folosiți cuvinte scurte și clare pentru comenzi, cum ar fi stai, așează-te, lângă mine, la loc, cu minte, etc. Toate persoanele din familie care interacționează cu câinele trebuie să folosească aceleași comenzi, pe un ton mai convingător. Începeți sesiunile de dresaj într-un mediu liniștit și lipsit de animație mare, pentru a nu distrage atenția câinelui. Pe măsură ce câinele progresează, puteți trece la medii mai aglomerate și mai animate. Repetați constant aceleași reguli și comenzi. Repetiția ne asigură că câinele înțelege și respectă ceea ce-i cereți. Plimbați câinele în zone diferite cu oameni și animale pentru a învăța câinele să se obișnuiască în diferite situații. Sesiunile de dresaj trebuie să fie scurte și concentrate pe comenzi complexe, evitând plictisirea câinelui. Faceți sesiunile plăcute, atractive și angrenați-le în diferite activități. Folosiți jucăriile și recompensele pentru a stimula câinele pentru a executa corect comenzile.
Fiți atenți atunci când interacționați cu alte animale, mai ales dacă aveți prin preajmă mai multe animale de companie. Supravegheați orice contact al câinelui pentru a preveni conflictele. Cu afecțiune, înțelegere și respect reciproc vei avea un animal de companie sociabil, devotat și iubitor. Arată-i în permanență că tu ești șeful și nu invers. Respectați legile și regulamentele locale privind deținerea câinilor, plimbarea lor cu lesă și unde se impune cu botniță și alte restricții legate de rasa pitbull terrier. Modul de hrănire. Hrana câinelui trebuie să asigure tot necesarul de nutrienți, în funcție de vârsta pe care o are, efortul pe care îl depune zilnic și greutatea corporală. Hrăniți câinele la aceleași ore în fiecare zi, pentru a se învăța cu un program de masă. Aceasta îl ajută să-și regleze metabolismul. Măsurați și stabiliți cantitatea de hrană în funcție de greutatea, vârsta și activitatea câinelui. Nu exagerați cu porțiile, pentru a evita îngrășarea. Alegeți hrana care este bogată în proteine și vitamine. Proteinele sunt importante pentru dezvoltarea și menținerea musculaturii și vitaminele pentru sănătatea câinelui. Dați întotdeauna apă proaspătă și curată, pe tot parcursul zilei, ori de câte ori are nevoie. Puteți opta să oferiți câinelui și hrană gătită acasă special pentru el. Trecerea de la hrana uscată la cea gătită se va face treptat pe timpul a 2 sau 3 săptămâni. Pe parcursul acestor săptămâni dați-i hrana combinată, uscată cu gătită și spre sfârșitul celei de a 3-a săptămână dați-i numai mâncarea cu care doriți să-l hrăniți în continuare. Vă dau o rețetă de mâncare gătită pentru a avea timp mai îndelungat și pe care puteți să o combinați cum doriți. 500 de grame de carne slabă din pui, curcan, vită sau miele etc., 250 de grame de organe, ficat, rinichi sau inimă, 50 de grame de legume, morcovi, dovlecei, broccoli sau spanac, 100 de grame de orez brun, cartofi dulci sau ovăz, 2 ouă fierte, cu coajă cu tot pentru a furniza calciu și 2 linguri de ulei, de măsline, de pește etc. Tăiați carnea în cubulețe mici, legumele le tăiați sau dați prin răzătoare și ouălele se sfărâmă. Puneți carnea și organele într-o oală mare și fierbeți-le în apă până când sunt complet fierte, apoi adăugați legumele și orezul sau ovăzul și continuați fierbăia până când se obține o pastă omogenă. Atenție la cantitatea de apă, să nu fie prea multă. După ce ați obținut consistența dorită, lăsați să se răcească și apoi adăugați ouălele zdrobite și uleiul. Împărțiți mâncarea în porții mici pentru fiecare zi și țineți-o la congelator pentru a-și menține prospețimea. Înainte să-i dați câinelui mâncare, scoateți câte o porție de la congelator, dezghețați-o și încălziți-o la temperatura camerei. Controlați mereu greutatea câinelui și ajustați cantitatea de hrană, în funcție de nevoile sale și de greutate. Supraponderalitatea duce la probleme grave de sănătate. Este recomandat să nu hrăniți câinele cu resturi de mâncare rămase de la masa voastră. Mâncarea pentru oameni conține condimente care sunt dăunătoare pentru câini. Sunt alimente care sunt toxice sau dăunează grav sănătății și de aceea se interzice hrănirea câinilor cu ele. Ciocolata și cafeaua conțin substanțe chimice numite teobromină și cofeină, care sunt extrem de toxice pentru câini. Ceapa și usturoiul conțin compuși care distrug globulele roșii din sânge și provoacă anemie. Strugurii și stafidele sunt fructe care provoacă probleme renale și sunt toxice pentru câini, chiar și în cantități mici. Nucile de macadamia provoacă stări de slăbiciune, vărsături, febră și chiar leșin. Bostanii și semințele de dovleac produc obstrucții intestinale dacă sunt consumate în cantități mari. Avocado este un fruct extrem de periculos, deoarece conține o substanță numită persin, care este toxică pentru câini și produce chiar moartea. Oase de pui și alte oase subțiri provoacă obstrucții intestinale, perforații ale intestinelor. Cantitățile mari de produse cu lactoză provoacă stări de diaree și disconfort digestiv. Mâncăruri prea grase sau prăjite duc la probleme digestive, iar consumul pe termen lung duce la obezitate și probleme circulatorii. Xilitol este un îndulcitor artificial și se găsește în produsele fără zahăr și foarte toxic pentru câini. Alcoolul provoacă intoxicații grave și este chiar fatal pentru câini. Preparatele cu multă sare sau condimente produc probleme digestive și afectează sănătatea câinelui. Boli la care sunt predispuși. American Pitbull Terrier este o rasă în general sănătoasă, dar de-a lungul timpului s-au semnalat unele probleme de sănătate care i-au afectat.
Displazia de șold și de cot sunt două afecțiuni de dezvoltare anormală a articulațiilor șoldului și cotului, care produc durere și disconfort și necesită în majoritatea cazurilor intervenții chirurgicale. Această rasă este sensibilă la palen, mucegai sau anumite proteine din hrana. Această alergie provoacă mâncărime, iritație și inflamație. Demodicoza sau acarien demodex este o boală a pielii produsă de extinderea excesivă a unui tip de acarian și provoacă căderea părului, mâncărime și iritații ale pielii. Hemofilia este o boală care apare rar și afectează capacitatea sângelui de a se coagula, în urma căreia apar sângerări în cazul de răni sau intervenții chirurgicale. Stenoza subaortică, SAS, este o altă afecțiune congenitală a inimii, în care fluxul de sânge este obstrucționat la nivelul aortei. Este predispus la unele tipuri de cancer, precum limfomul, osteosarcomul și tumor de piele. Mai sunt predispuși la cataractă și displazia retinei hipotiroidismul, este o boală a glandei tiroide, în care nu produce suficient hormon tiroidian și duce la creșterea în greutate, letargie și probleme de piele. Entropionul este o afecțiune a ploapelor, ce provoacă răsucirea spre interior a ploapelor. Mastocitoamele sunt procese tumorale maligne, care afectează pielea și organele interne. Sindromul cozii rotitoare este o tulburare de comportament, în care câinele își rotește coada continuu. Surditatea este observată de la naștere. Dacă vă doriți un câine plin de energie, neobosit, un paznic de nădejde, oricând gata să se lupte pentru a vă apăra și care să vă însoțească pe timpul vieții între 14 sau 15 ani, atunci American Pitbull Terrier este alegerea perfectă. Vă mulțumesc pentru vizionare și păstrați-vă zâmbetul în orice împrejurare și să aveți parte de sănătate în fiecare pas pe care îl faceți în aventura vieții. La revedere!